Vă spuneam la început că și bărbații au grijă ca mereu să fie ca scoși din cutie. Am observat, ești foarte drăguț astăzi. Mulțumesc frumos. Și sunt și mai drăguț pentru că astăzi vin pentru domn cu trei frizuri extraordinare și pentru doamne vin tot cu ele dacă vreți ca iubiții soții voștri. Credeam că tot cu frizurile domnilor. Păi tot cu frizurile domnilor pentru doamnele care vor să-și sfătuiască partenerii de viață. Hai să vedem. Și pentru că vine sezonul rece, așa cum îmi place să o obișnuiesc, înainte de fiecare iarnă, e musai să mergem la expert, să aflăm ce trebuie să facem cu părul nostru, dar mai mult decât atât, pentru că vin și sărbătorile, tot felul de evenimente, cum putem să-l și aranjăm în funcție de fiecare eveniment. Și am venit la bunul meu prieten Constantin, care este expert de așa ceva. Salut! Salut! Ce facem astăzi? Astăzi o pregătim pe Tudor, modelul nostru de astăzi. Îi facem un styling potențial care o să ajute foarte bine ca să-l analizeze. Poate să-l poarte natural, casual, poate să-l poarte foarte finisat pentru evenimentele ce vor lua, exact cum spuneai și tu, pentru sărbători, pentru evenimente. Cam asta ar fi. Da, foarte mulți mă întreabă pe Facebook, pe Instagram, de fiecare dată și ce produse folosesc și cum am grijă de părul meu, mai ales că era puțin mai lung. Și mereu le spun că e important să acordăm o atenție sporită, chiar dacă suntem bărbați. Și nu doar femeile trebuie să se îngrijească de podoaba lor capilară, ci și bărbații. Ai dreptate și te-ai răspuns foarte bine. În privința stylingului, pentru că și aici o foarte mare problemă și știu foarte, foarte mulți bărbați care petrec ori întregi o fața oglinzii să-și aranjeze părul. Vreau să găsim pentru astăzi trei variante ușoare. Ușor de făcut acasă, de aranjat părul, chiar dacă lungimea părului nu este foarte mare, așa cum o are Tudor acum. Din categoria folosiți pomada acasă, putem să încropim așa un stil din acesta casual, nu? Să-i spunem. Casual, dar eu l-aș numi gentleman classic. Poate să fie adaptat și cu casual și destul de clasic, poate să fie cu un sacou, un eveniment. Să avem stilul urban, un aspect de styling aranjat, nearanjat, ca și cum mai dezordonat. Mai dezordonat, da. Un stil care arată nestudiat, dar este foarte studiat. Avem acolo avem nevoie de o ceară cu textură mată, un fixativ cu fixare lejeră ca să nu încarce foarte tare. Cam asta ne-a ajutat. Și foarte mult acolo și un spray care imită apar de mare să încălzeze puțin părul, tot cu textură. Și stylingul acesta ar fi bun pentru o ținută mai urbană, așa puțin. Mai urbană, da. Mai un all black. All black de ieșită. Asimetrică, nu? Da. Tu cum ești îmbrăcat? Mă uitam la tine și pentru tine la tine. Pentru noi, pe noi, pe asta. Îmi faci după aia pe noi. Și un al treilea stil pe care îl încercăm se numește Slick. Este un styling dedicat bărbaților puternici, l-aș numi eu. Este un și asta pentru că nu oricine poate să-l poartă. Da, exact. Este vorba de atitudine, este vorba de păr, să ai o lungime a părului puțin mai mare decât oară Tudor. I'm addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough. Un sfat general pentru toți bărbații care vor să aibă grijă de părul lor? Să folosească produse de calitate, produse profesionale și să nu mai testeze tunsori care sunt pe stradă, să poarte ceea ce le stă bine.